Ce? Ia uite ce plângere pe la asta. Ia uite ce plângere pe la asta. Doamne sănătate, că e mai bună ca toate. Ajută var Dumnezeu să te apere de răbu, mama. Sud-est România, undeva în Balcani. Când te iei de gust, ține-mi morții, mă te... Mâine o să solicit extinderea urmării penale și pe numele tău. Și ce dacă? Hai să vezi, o să te duci la pușcărie, să te rogi, să te rogi să mori, să te rogi să mori ca să nu te duci la pușcărie. De când zici că mă bag la pușcărie, de când păi, ia, o să vezi că o să te bag într-un final. Ia... Mai ai te-a dat afară de câte ori ai fost? Când? La procuratură, că ai, când nu. N-ai fost. Hai, du-te de lângă mine. Bă, urâtule, te dă afară imediat, mă. Da? Ce de mărăia, mă, a venit Miroșanu, umblă pe acolo? Miroșanu Anton a venit și s-a așezat lângă mine. Du-te și lasă-mă, eu sunt part... Stai că înregistrare o pui și fața, mă. Și ce ne-a pus lui, mă? Păi ia uite-l cum se uită la mine.
Bă, dacă ești mai bun, ești mai bine, mă. Hai. Bă, dacă ești unul mai bun, trăiești mai bine. Vitea, dă-i drumul. Dacă ești rău, o să mor de foame. Tu o să mor de foame la pușcărie. Bă, eu mă, păi de când spui tu de acum 10 ani că mă bag la pușcărie? Da, nu de acum 10 ani, de acum 3 ani. Bă, și aia se ia după tine, mă? Da, păi se ia după mine la procuratură și te-a trai afară? Când m-ai dat în judecată tu odată? Nu te-am dat eu în judecată. De ce te-a dat? Urmează să te dau în judecată. Și te dă statul, nu te dau eu. Opa. Hai, dă-i drumul. Nu vreau, mă, de fica ta. Păi dă-i drumul de aici, că de ce vii? Păi e mă hărpești. Eu vreau să stau aici. Ce, e banca ta? Da, mă, eu am pus-o. Eu am pus-o mai aici. Ce tupeu de jegos ai? Tupeu? Bă, fii mai bun, nu. Că treci mai mult. Dacă ești prost, prost ai să mori. Așa, asta ajunge la dosarul tău penal. Bine, mă, bine. Uite, Miroceanu Anton a venit și s-a așezat lângă mine. Da. Am voie că e scaun. Da, cum ai e? Voie, ai voie. Mă hărtuiești. E scaun. Mă hărtuiești. E bancă, așa, stai. Mă hărtuiești. Ești prost, mă. Da, așa. Ești prost. Da. Da. Și tu ești deștept și eu sunt parte. Nu sunt deștept, mă, că am învățat. Băi, am lucrat în fabrică. Ai lucrat. Nu știi ce înseamnă muncă. Nu știi ce înseamnă muncă. Jignil care aduc ca atingere în mod grav demnității e tulburarea ordinii și liniștii publice. Bă, cu ce drept mă jignești tu pe mine? Dar tu mă jignești pe mine. De cu ce te-ai jignit? Așa, că îți faci mie cu telefonul. Păi cu da, îl fac, păi ca să am altul. Bă, dar de câte ori ai fost? Păi de ce mi-ai băgat mai devreme mâna în ochi? Ia-mă mâna de pe mine. Uite, da, bă, te bate ca și pe tine, mă. Mă bați? Da, mă. Da? Ia bate-mă. Să moară familia mea, uite, dacă nu-ți fac o altă plângere penală. Băi, ăia te știe pe tine că Hai să vede. Băi, ăia te știe hai pe tine. Să vede. De câte ori ai fost iată afară? Hai să vede, hai, du-te. Nu mai vorbe nimic, că tu... Păi nu mai, dă-i drumul. De ce te-ai așezat tu aici, lângă mine? Să-i banca care stau eu mereu. Da. În loc să fii băiat de comitet, să moară familia mea dacă nu te duci la pușcărie.